Am observat în mai toate sondajele din ultima perioadă că există o încredere extrem de scăzută a românilor atunci când vine vorba despre politică, despre clasa politică, politicieni, cei care ne reprezintă. Există niște date la această oră? Bun, da, putem să spunem, încrederea în partidele politice e la un minim, dar pe de altă parte oamenii merg și totuși votează partide, deși la fel de adevărat este că la ultimele alegeri am avut o rată foarte scăzută de prezență, iarăși mai există o altă explicație legată de contextul de pandemie în care au fost organizate aceste alegeri. Încrederea în Parlament este mică, dintre instituțiile, hai să spunem, esențiale, puterile fundamentale, cred că încrederea în Parlament este cea mai redusă. Încotro ne îndreptăm? Dacă facem, noi am, mă rog, am publicat în urmă cu o lună și jumătate, iar în cursul lunii iunie vom avea o a doua parte a unei cercetări foarte ample dedicată în principal tendințelor naționaliste din societatea românească. Da, putem vedea aici un curent și tendințe, să spunem, poate că naționaliste e un pic peorativ spus, dar un curent dominat de o exigență sporită a cetățenilor față de performanța politică a oamenilor, un accent mai mare pe ceea ce se numește patriotism economic, să spunem, o dorință a românilor ca liderii politici, clasa politică să reprezinte mai eficient România în cadrul Uniunii Europene. Nu constat, să spunem, o reorientare a românilor din punct de vedere geopolitic, geostrategic, direcția vest, încrederea în Uniunea Europeană este acolo. Pe de altă parte, cei mai mulți dintre români sau majoritate constată că interesele României nu sunt apărate poate suficient de viguros de către întreaga clasă politică în cadrul concertului, să spunem, european, și atunci exigența este mai mare și inevitabil sunt alimentate și o serie de curente, haide să le numim, putem să le punem sub această umbrelă a naționalismului, a patriotismului, a dorinței de a aduce mai multe avantaje economice și sociale în România, acasă în România, pentru binele cetățenilor. Din acest motiv a crescut și AUR. Mi-amintesc că la începutul lunii aprilie ne spuneați că AUR a depășit USR Plus și a devenit al treilea partid în România. Am mai efectuat o măsurătoare în cursul lunii mai. Practic, poziția AUR s-a consolidat între timp. Cât de mare este diferența față de USR Plus? Dacă în aprilie, martie-aprilie, era relativ la egalitate, era sub 1% între cele două partide cu AUR în față. Astăzi deja vorbim de o diferență de 3% și chiar 3% și ceva. În sensul în care AUR și-a menținut scorul, iar USR, mă rog, a mai pierdut între timp niște procente. Celelalte partide cumva și conservă bazinul, PSD undeva între 28-30%, PNL 25-26%, dar într-adevăr aceasta este poate vestea principală a începutului de an, a perioadei post-alegeri. Al treilea partid al României este AUR, iar poziția acestui partid pare a se consolida. Poate ajunge, adică, chiar al doilea partid în România? Sau e... Eu am mai făcut... Departe, cred că acest gând. Am mai... Mă rog, dacă analizăm, să spunem, bazinul electoral potențial al acestui partid, putem spune că el variază undeva între maxime chiar care pot merge spre 30%. Asta nu înseamnă că AUR... mâine, peste 2 luni, peste 4 ani, peste 5 ani, va avea 30%. Poate să ajungă la un asemenea procent dacă partidele principale, sigur, nu vor performa suficient, nu vor fi suficient de credibile, dacă administrația nu va furniza, până la urmă, politici publice conform așteptărilor cetățenilor, dacă dezamăgirile vor fi mari, dacă vom avea, poate, o criză economică, nu știu, nu știm încă
foarte clar cum va funcționa recuperarea economică și socială după această pandemie. Sigur, dacă există asemenea contexte, da, există bazinul disponibil să voteze pentru AUR. De asemenea, AUR la rândul lui trebuie să vină cu o garnitură poate de lideri mai diversi și mai credibili, pentru că nu pot să rămâi în niște zone de nișă în care, sigur, gălăgia este foarte mare, dar consistența propunerilor foarte redusă. Sau alte, mă rog, apucături, le-aș spune, de tipul unor... aveau, cred, un lider propus cumva pentru funcția de prim-ministru care mai avea puțin și făcea o statuie orientată cu fața spre est. Asemenea abordări nu au succes în România și vor fi taxate inclusiv electoral. Dar, repet, acest partid e pe un culoar care se consolidează în România. La fel de adevărat este că partidele principale își pot consolida ele însele facțiuni curente în interiorul acestor partide, mai, să spunem, mai naționale, apropiate de ceea ce înseamnă patriotism economic, econaționalism, că e un term, e un curent acum tot mai, să ne păstrăm pădurile, aerul, străinii vin, ne poluează, toate aceste tipuri de mesaje, unele care au în spate și știri false și dezinformări, dar prind la o parte din populație și, repet, în interiorul partidelor mari pot apărea curente care vor concura inevitabil și AUR și PSD, poate să își întărească un astfel de mesaj. Chiar și PNL sunt lideri cu un mesaj național patriotar, să spunem, mai consolidat. Îl amintiți pe Rareș Bogdan, care are o parte o dimensiune a activității, a profilului său politic exact pe această zonă. Deci, da, există un potențial important pe acest curent, pentru acest partid, dar sunt multe alte variabile care vor influența evoluția. A luat și de la USR Plus. Sunt convins că a luat o parte. Cred că AUR nu se alimentează și creșterea acestui partid nu se alimentează doar din, să spunem, mesajele putentă națională, naționalistă. E o dimensiune foarte puternică antisistemă acestui partid. Inițial, sigur, descoperită, cultivată și cumva coagulată de USR Plus. Dar, sigur, în momentul în care ești la guvernare, e mai dificil să fii antisistem, iar o parte din alegători, sigur, se pot orienta spre alți critici și mai viguroși ai sistemului, orice ar însemna acest lucru. De altfel, am și văzut, cred, vreo 2-3 foști lideri locali ai acestui partid USR Plus, care s-au înscris în AUR. Deci, da, o parte, nu vorbim de un segment dominant, dar sigur că există un procent de foști susținători AUR, care, USR Plus, care văd în AUR, repet, o exprimare a pozițiilor antisistem foarte dure și figuroase pe care le avea USR Plus, să spunem, în urmă cu 2, 3, 4 ani.